Fostul ministru al tineretului și sportului, Monica Iacob Riții, s-a apucat de teatru în închisoare. Alături de trupa de teatru Morgana a penitenciarului Gherla, fostul deputat a debutat pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca în piesa de teatru Selfie. 8 deținute ale penitenciarului din Gherla, printre care și fostul ministru al tineretului și sportului, Monica Iacob Riții, au jucat în premiera spectacolului Selfie pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca. Fostul deputat face parte din trupa de teatru Morgana a penitenciarului Gherla, unde își spășește din luna februarie 2015 pedeapsa de 5 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Scenariul piesei este unul original, creat pe baza unor povești reale din viața femeilor din distribuție, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci și împărtășind cu noi fragmente, imagini și stări din istoria familiilor lor. Astfel, spectacolul va reuni ca un puzzle fire din viața bunicilor și a copiilor acestor femei, povești oglindă din trecutul și din viitorul lor, care le oglindesc propriile vieți. Se arată pe pagina de Facebook a evenimentului. Premiera spectacolului Selfie, în regia și scenariul Andreei Iacob, s-a jucat cu casa închisă, iar presa nu a avut acces în sală.